Oh yes, baby. 12 minute la Virgin Radio România și suntem live și pe TikTok, suntem înregistrați și pentru Facebook și avem și o super invitată aici în studio, Mihaela Buzărnescu. Bună dimineața, bună! Bună dimineața și bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Eu îți mulțumesc că ai venit la noi, mai ales că e o perioadă plină pentru tine. Sunt foarte multe chestii care se întâmplă și în plan profesional și în plan personal și cu toate astea ți-ai făcut timp și apreciez din suflet. Cu drag, cu drag, mă bucur. Hai să povestim un pic despre tenis și despre perioada asta pe care o traversezi tu, pentru că ne conversam noi cumva așa înainte de a intra în direct despre cât de greu e să fii tenismen, ce înseamnă pe bune sportul ăsta și, bineînțeles, cum este, știi, și abordarea asta din partea publicului. În general, când cineva e pe val și face performanță, toată lumea e acolo, fan, aplaudă, e foarte bine. În momentul în care aveți, nu știu, că sunteți oameni și voi, nu sunteți roboți, un meci prost, o zi proastă sau luați o pauză, cum ai pățit tu acum cu accidentul pe care l-ai suferit, toată lumea începe cu, știi, mai joci sau nu mai joci sau te-ai lăsat sau uite și ăsta s-a transformat sau asta nu mai face ce făcea înainte. Da, trebuie să fii pur și simplu de sticlă. Așa. Nu preiei nimic din ce vine din exterior, fiindcă altfel ai lua-o așa puțin pe arătură, pentru că este foarte, foarte greu. Și atunci când ești pe val și ești sus, toată lumea te acaparează și e foarte greu să gestionezi această situație, dar într-adevăr este una mult mai fericită. Dar atunci când intervin și alte probleme în sport, ca asta este, nu suntem roboți, cum ai spus și tu, și sunt perioade în care asta este, te accidentezi, lumea e mult mai rea și te face să te simți uitat sau că nu mai ai aceleași rezultate ca înainte, deci nu mai ești la fel de bun. În primul rând, nu se interesează din ce motiv, să zicem, ești absent o perioadă din sportul tău, dar vin cu multe, multe acuze, știi? Și am învățat cu, odată cu experiența, să nu mai las aceste lucruri să treacă prin mine și să le las deoparte afară și să-mi văd de viața mea și de efectiv programul meu, pentru că la finalul zilei ești singur, nimeni nu te ajută, pe nimeni de fapt nu-l interesează cât de bine ești sau cât de rău ești, câteodată se și bucură dacă ți-e bine și preferă să-ți întoarcă multe lucruri și să zic, mă simt foarte ok așa cum sunt în momentul de față, ca persoană care este în afara competiției momentan. Știu că urmează să revin în câteva săptămâni și a fost într-un fel meritată și pauza aceasta, pentru că am reușit să-mi fac alte lucruri pe care nu puteam în timpul competițiilor, dar tenisul e diferit față de alte sporturi care sunt de echipe și să zic, sunt mândră că reușesc singură să fac toate lucrurile care țin de acest sport și în viața de zi cu zi și de tot. Îmi spuneai tot așa înainte de emisie că, într-adevăr, spre deosebire de alte sporturi, uite cum e fotbalul, de exemplu, pentru că astăzi este și ziua lui Gheorghe Hagi. La mulți ani. Așa. Să ne trăiască. Să ne trăiască mult așa și este. Bine. Mult, mult și bine. Da. E un sport individual. E un sport care te consumă de unul singur și în același timp mă gândesc că, în afară de presiunea sportivă care e, pentru că sunteți pe teren, sunteți singuri pe teren, da, toată presiunea e pe voi, mai apare din când în când și treaba asta cu presiunea exterioară, știi? Publicul, presa și așa mai departe. Cum ai învățat tu să gestionezi toate lucrurile astea? Am fost afectată, au fost momente când am fost afectată, mai ales când eram între 20 mondial și 40 mondial și și m-am și accidentat și mi-a fost greu să revin la acel clasament și ulterior m-am oprit. Am suferit foarte mult la cum a gestionat presa la un moment dat, dar este foarte important să lucrezi pe partea psihică cu un psiholog sportiv. Eu lucrez de când eram mică și mă bucur, sunt unii sportivi și din alte sporturi care nu sunt de acord cu acest lucru. Eu susțin că de ceva vreme sportul a devenit foarte puternic și foarte important este modul în care gestionezi prin psihic. Nu mai este talentul sau munca, este psihicul pe primul loc și apoi vine munca și talentul pe ultimul, cum era înainte talentul pe primul loc. Și asta m-a ajutat să fac față, să o iau de la capăt mereu, că până la urmă am luat-o de la zero de mai multe ori în cariera mea sportivă și poate alții, nu poate, sunt sigură și mi s-a spus, alții s-ar fi lăsat de acest sport, alții ar fi renunțat de mult, pentru că e foarte greu să o iei de la zero
fără niciun sprijin, singur cu mama, cu tata, cu preparator fizic, psiholog, când ar trebui să fie o susținere mult mai mare, mai ales în prisma unor rezultate pe care le-ai avut în trecut. Și asta este valabilă pentru sportul individual. Într-un sport de echipă, ok, poate să fie mai greu să te integrezi într-o echipă în momentul în care revii dintr-o accidentare, dar atunci când ești în acea echipă, este mult mai ușor de gestionat și nu totul depinde doar de tine în echipă, într-un meci. Ai mai mulți oameni care te pot ajuta dacă nu te simți bine. În tenis, dacă nu te-ai simțit bine în ziua respectivă sau ai niște probleme, știu eu, personale sau altele, poți să pierzi meciul din cauza aceasta și totul a depins doar de tine. Adică chiar săptămâna trecută am avut o discuție cu cineva care spunea că a făcut handball de performanță și era total în dezacord cu faptul că noi sportivii, tenismenii, putem să pierdem atunci când suntem bine clasați de la alte tenismene sau alte tenismeni care sunt mai slab clasați. A zis că așa ceva este neacceptat și că nu este de acord și bănuiește alte lucruri. Și atunci am spus, da, din păcate înseamnă că nu știi ce înseamnă sportul individual, sunt total în dezacord cu tine, dar nu te pot convinge cu nimic și nu am cu ce să te judec. Ești liberă să crești ce vrei. Eu îți spun din punctul meu de vedere că am fost și atunci când câștigam meciuri împotriva fetelor mult mai bine clasate decât mine sau când pierdeam împotriva fetelor mai slab decât mine clasate. Și totul depinde de zi, de formă, nu suntem roboți. Uh-huh. Avem concursuri săptămânal și putem juca câte 4-5 meciuri pe săptămână și nu poți să ții aceeași și o pantă, aceeași linie non-stop. Tot timpul sunt fluctuații în tenis, ca și în celelalte sporturi, doar că la noi sunt mult mai multe. Bineînțeles. Am lăsat-o așa. Am înțeles tot așa de la tine, tot dau din casă. Ne conversam noi săptămâna asta cum să facem cu programul și așa și la un moment dat Mihaela îmi spune, măi, eu aș prefera duminică pentru că sâmbătă mă antrenez. Acum, care e programul tău de antrenament și cât se antrenează de fapt și de drept un tenismen? Zilnic. Zilnic, mai puțin duminica, câte două antrenamente, unul de tenis și unul de pregătire fizică. Deci în fiecare zi aloc cam 3 ore jumate, o oră jumate pregătire cu 2 ore de tenis. 3 ore jumate sunt alocate sportului, tot cam atât sunt alocate și traficului. Deci asta iarăși e o problemă, încă e foarte greu prin prisma faptului că avem de făcut lucrurile în diferite părți ale Bucureștiului, nu în același loc ca în alte sporturi, trebuie să ne deplasăm și acest efort pe care îl facem în trafic, nu mai poți să fii la fel de bine pregătit în timpul antrenamentului și până la urmă e jobul nostru, trebuie să dăm totul la antrenament ca să putem avea rezultate mai bune sau să ne fie mai ușor în meci. Și nu poți când stai câte o oră în trafic să faci într-un loc. Te enervezi, vorba aia, se enervează cei ajungi, care... Trebuie cam o oră să-ți revii până ajungi la o capacitate bună de a începe antrenament, ca să nu mai fiu obosit că stai atât. Asta e un alt aspect, dar în fiecare zi câte două antrenamente, de multe ori încep la 7 cu gymul, prima oară, și asta m-a ajutat foarte mult în ultima vreme că mă pun la somn mult mai devreme seara, pentru că eram dată peste cap puțin cu somnul în trecut și datorită stresului, datorită accidentărilor, supărărilor, adormeam destul de greu. Dar acum, faptul că mă trezesc la 5:30 în fiecare zi, mă ajută mult mai... sunt mult mai fresh, totuși, și mă și pun la somn mult mai devreme. Și asta mă ajută mult pe partea asta de recuperare. Somnul e foarte important pentru recuperație. Cel mai important. Deci avem gym-ul și după aia avem... pregătire fizică, plus recuperare, ca să mai pot întări glezna și să fiu cât mai ok când încep competițiile, plus masaj o dată pe săptămână de ori, plus alte treburi pe care mai trebuie să le fac ca și în viața de zi cu zi a unui om normal. Mai sunt lucruri, mai sunt... E un lifestyle totuși tenisul, adică totul se învârte în jurul tenisului. Nu poți altfel. Dacă îți dorești să faci performanță, trebuie să te sacrifici întru totul și să fii focusat acolo. Și nu este ușor de gestionat, nu e ușor de înțeles de cei din exterior și câteodată ne este foarte greu să le facem și trebuie să ne împărțim în mai multe locuri. Eu fac totul singură și mi-e foarte greu, dar nu vreau să mă plâng, am reușit până acum și sper să le duc la capăt. Cu siguranță așa va fi. Uite că vin și mesaje pentru tine. Mari ne scrie că îi place foarte mult atitudinea ta pe teren și nu numai. Nu mai zic că e foarte frumoasă. Eu cred că ești una dintre cele mai frumoase sportive de a noastră, cu siguranță. Nu mai zic din întreaga lume. Păi da, în general știi cum e. Nu se întâmplă chiar așa. Mai am mesaje pentru tine. De fapt am o întrebare la care aș vrea să răspundem repede de tot. Cineva are un copil și își dorește să-l ducă la tenis.
tenis, la ce vârstă se recomandă? 4 ani e o vârstă optimă. Deja 4 ani, 4 ani jumate, da. Deci dacă e pe acolo, poate să-l dea liniștit. Tu când ai început? Eu am început la 3 ani tenisul pentru că ai mei jucau tenis. Părinții mei s-au cunoscut pe terenul de tenis și tata și-a dorit foarte mult, mă rog, și-a dorit un băiat, voia să fie fotbalist, dar voia să fie, aibă, dacă era fată, să fie tenismen. Și când m-am născut, eu că n-o știu până atunci, și s-a dedicat întru totul, oricum, pe apoi. Am văzut că s-a ocupat și de tine pe parte de antrenamente. Dintotdeauna a fost tatăl meu, adică îi datorez totul. Am mai cochetat în ultimii ani, am mai încercat să mai combin. Este adevărat și cu alți antrenori să colaborez, dar tatăl e cel care și-a dedicat toată viața pentru mine și pentru acest sport. Adică, fără el, sincer, nu aș fi ajuns niciodată. Ce frumos că da, a existat o direcție și în același timp și dedicare. Și uite că există și recunoștința. Ceea ce este. Eu zic să luăm să ascultăm niște muzică și să ne întoarcem repede de tot cu Mihaela Buzărnescu, studioul Virgin Radio România. Hai să vedem ce am mai pus eu prin playlist pe acolo. Avem The Motans cu Irina Rimes, Gata de zbor, și Matthew Coma cu Kisses Back. Nu plecați, rămâneți aici cu noi pentru că mai avem multe de povestit.